Salutare, pariori! Pentru ziua de marți, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele pronosticuri. Campionatul de basket din Franța continuă, iar tipsterul Wade și-a îndreptat atenția spre duelul dintre Ada Blois și Burg. În opinia acestuia, Burg este echipa mai bună, mai ales că a început sezonul excelent, înregistrând 2 victorii din tot atâtea meciuri. Mai mult decât atât, cei de la Burg au reușit să se impună în fiecare din ultimele 5 dueluri directe, așa că pronosticul tipsterului nostru merge pe o nouă victorie din partea acestora. Detroit Tigers, Kansas City Royals. Andrei Cinculescu spune că gruparea din Detroit este puternică în ofensivă, înregistrând o medie de 4,5 ranuri marcate per meci. Ținând cont de acest detaliu și de faptul că echipa adversă nu are o defensivă foarte solidă, pariul tipsterului nostru merge pe minimum 4 ranuri reușite de Detroit. Sevilla-Almeria. Cei de la Sevilla au început modest noul sezon și au mare nevoie de victorie pentru a urca în clasament. Tipsterul Johnny consideră că acum au mari șanse pentru a obține victoria, deoarece vor întâlni cea mai slabă echipă a startului de sezon din La Liga. Prin urmare, tipsterul nostru mizează cu încredere pe unul solist. Dinamo FCU Craiova. Cele două echipe s-au întâlnit în urmă cu o săptămână, iar atunci am avut parte de un duel echilibrat. Tipsterul Alex crede că și de această dată vom vedea un joc echilibrat, cele două echipe fiind apropiate din punct de vedere valoric și totodată ca stil de joc. Prin urmare, pariul său merge pe pauză sau final X. Manchester United, Crystal Palace. Tipsterul Cristi Lenga spune că prestațiile celor de la Manchester United sunt departe de nivelul așteptat, dar cu toate acestea vor porni din postura de favoriți împotriva celor de la Crystal Palace. Tipsterul nostru se așteaptă ca jucătorii lui Manchester să fie foarte motivați pentru a obține o nouă victorie după ce s-au impus cu scorul de 1-0 pe terenul lui Burnley și ținând cont că vor evolua în fața propriilor suporteri, recomandarea tipsterului nostru este pariul pe calificarea celor de la Manchester și pe sub 4,5 goluri înscrise. Kasatkina-Kostiuk. Tipsterul Adrian crede că vom vedea un meci echilibrat, dar scoate în evidență faptul că la turneul de la Tokyo, Marta Kostiuk are o medie de aproape 3 duble greșeli pe set. Astfel, pariul tipsterului nostru merge pe cel puțin 5 duble greșeli comise de Kostiuk pe întreaga durată a partidei. Juventus-Lece. David Chirilă o vede net superioară pe Juventus și spune că eșecul suferit de aceasta în ultima etapă o va motiva pentru a obține toate cele 3 puncte din partida cu Lece. Cei de la Juventus au câștigat în fiecare din ultimele 3 confruntări directe cu Lece, iar tipsterul nostru crede că această serie va continua, așa că pariul său merge pe unul solist. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.